Oamenii au profitat de ziua călduroasă și au umplut terasele, iar cei aflați la muncă au avut nevoie serioasă de hidratare. E cald afară, numai apă beau, nicio. Ce să fac? De azi dimineață sunt așa. Da, nu ți-e frig acum? Ești numai decât scurtă. Nu mi-e frig. Toată ziua dau la lopată, la târnacol, nu mi-e. Dar temperatura cum este aici? E mai. Foarte cald. Nu ți-e frig așa, numai decât scurtă? E super. Da, temperatura frumoasă. Te așteptai? Suntem în noiembrie. Da, nu ne așteptam. Profitând de temperaturile ridicate, în principalele instituții s-a făcut economie, astfel că centralele termice au fost trecute pe un consum redus. Astăzi a fost foarte bine, ne așteptăm și totuși la o iarnă destul de grea, bănuiesc că din decembrie, sincer, așa cred. Trebuie făcută economie în orice casă și mai ales în perioada asta când la Bușteni este cald și bine. Începând de miercuri, se pare că temperaturile vor fi din nou cele normale pentru jumătatea lunii noiembrie. Meteorologii spun că la stația meteo de la cota 1500 Sinaia se vor înregistra temperaturi de 4-5 grade Celsius, iar cerul se va înnora, iar în Bușteni își vor face apariția chiar și câțiva stropi de ploaie. Din fericire, în weekendul următor, temperaturile vor crește din nou și va fi soare, ceea ce va atrage cu siguranță mai mulți turiști în stațiunile de pe Valea Prahovei.